Astăzi, dialogul proiectelor educative se desfășoară sub egida Un secol de trăiești, un secol să înveți. Ceea ce vom demonstra și noi, pentru că experiențele adunate în cadrul unor proiecte sunt relevante pentru județul nostru și au efect pentru copiii beneficiari ai educației. Spuneți că e obositor să fii alături de copii. Aveți dreptate. Dar adăugați, fiindcă trebuie să te cobori la nivelul lor, să te apleci, să te înclini, să te încovoiezi, să te faci mic. Aici însă greșiți. Nu asta te obosește cel mai mult, ci faptul că ești uneori obligat să ajungi la înălțimea sentimentelor lor, să te întinzi, să te alungești, să te ridici pe vârful picioarelor ca să nu îi rănești. Se spune că dacă dorim să plantăm și să culegem pentru un an, peste un an, să semănăm orez. Dacă vrem să culegem peste un deceniu, să plantăm un copac. Iar dacă vrem să culegem roadele peste 100 de ani, să educăm și să învățăm copii. Iată de ce astăzi ni se pare firesc, într-un an al centenarului Unirii, să ne adunăm împreună pentru ca educația să își spună un cuvânt cel firesc într-o societate aflată în transformare și cu valori pe care le promovează. Dați-mi voie să vă prezint invitații speciali de astăzi,